Domnilor, da. Bine ați venit la Neața Cozvan și Dani și Patru Craci. Îmi pare că uneori doar asta rețin unii din emisiune. Poți să-i acuzi de ceva? Nu. Da. Patru Craci frumos. Ne-am adunat aici. Ne-am adunat aici și să vă arătăm ce avem în dotare. De curând cu un amic de-al meu sportiv discutam și mi-a zis așa: băi, m-am uitat și eu astăzi, dar nu prea vă prind, dar mi-a plăcut foarte mult. Zic, ce ți-a plăcut? M-am gândit că am făcut și o bucată de stand-up, am vorbit cu educația, am vorbit și cu... Poate vreo informație, poate vreun... da. Bă, mâncați-aș gura asta nouă de la voi, ai... Bă, îmi plăcea și Flavia, bă, da, nu știu, era, părea de neatins Flavia, asta e mai... Neaoșă! Zic, bun, dar ce ți-a plăcut din emisiune? Adică, pac, un interviu, cum am vorbit despre dulciuri, despre... nu știu nimic. Am văzut, bă, ce craci are asta. Și ailaltă de la Horoscop. Bă, nu se mai termină, iese din ecran. Am și zis să trec la televizoarele alea patrate, că la astea dreptunghiulare ți se pare că se iese din ecran în sus, mă, că la alea patrate... asta ne doream noi. Ne uitam la italieni și apărea Pippo Baudo sau Vunu de pe ăsta, Fiorello era mai înalt. Da. Fiorello, Fiorino. Și hop, de obicei era unul mai mititel așa și cu... Leveline. Ramon Abadescu, ceva Leveline. De genul. Leveline. Eveline. Dacă Duț avea picioarele lor, acum erau de mult înghețate.